Amelia. Confort și conservatorism spun astrele mâine, așa că nu este cazul să încercăm să schimbăm opinia cuiva sau să facem surprize prea mari. Berbecii au nevoie de familia lor în acest moment. Aspectele acolo sunt bune, în cămin legat de casă, de investiții privind casa, mai ales în acest moment în care poate li se pare că viața îi frânează, că lucrurile nu merg, că lucrurile avansează prea greu în viața lor și că n-ajung acolo unde și-au propus. Deocamdată, așa că familia îi poate sprijini. Taurii, în schimb, pledează pentru altcineva și au nevoie de persoane ca să poată ajuta alte persoane. Pe de altă parte, își pot bate capul cu niște probleme administrative mâine și spiritul de convingere îi ajută până la urmă să deschidă toate ușile. Gemenii, în schimb, sunt zgârciți. Nu acceptă să facă cheltuieli imprudente și inutile, oricât s-ar ruga partenerul de viață. Iar prietenii, dacă încearcă o ieșire în oraș, își vor face foarte bine calculele să vadă dacă merită într-adevăr. Racii, în schimb, sunt într-o dispoziție grozavă și așa vor fi până în vara anului următor. Își fac foarte multe planuri din inimă, din dragoste, legate de familie, de copii sau proiecte care pentru unii raci sunt ca și copiii lor. Pentru lei, s-ar putea ca cineva să le spună că s-au lăsat pe tânjeală și poate lucrul acesta îi face să rememoreze un vechi succes și în felul acesta să se gândească dacă nu cumva a venit timpul pentru un salt. Trebuie să se mai gândească un pic, este bine că se raportează la succesul lor, dar bine ar fi acum să dea mai multă atenție sănătății deocamdată. Fecioarele se pot reîntâlni cu prietenii, sunt discuții absolut minunate, este stilul lor, se simt foarte bine și poate de aici iese o colaborare sau cine știe ce idei și sfaturi foarte bune primesc. Balanțele, în schimb, pot simți că totul stă pe umerii lor în acest moment, cariera, banii, casa, familia și că prea puțin pot conta pe partenerul de viață care are alte interese. Așa că pentru ziua de mâine trebuie să-și facă o ordine de priorități și să știe exact încotro o iau viața lor. Scorpionii, în schimb, își fac multe planuri de viitor. Aspectele sunt minunate, îi avantajează, fie că e vorba de o călătorie, fie că sunt planuri pe termen lung, ar spune Jupiter. Așa că pentru ziua de mâine nu contează exact cum vor ajunge să-și atingă țintele, important este să-și clarifice ideile și idealurile. Pentru săgetători, aspecte foarte bune. Primesc pe toate canalele tot felul de lucruri bune și își valorifică foarte bine aturile. Sunt posibile cadouri, bani sau cine știe ce alte lucruri pot veni fără să le ceară prin binevoitori. Capricornii, în schimb, trebuie să fie atent la partenerul de viață, care are tot felul de idei și care are o dorință de libertate extraordinară. Nu trebuie să fie surprinși, pur și simplu trebuie să marșeze sau să dea mai multă libertate partenerului. Vărsătorii, în schimb, au foarte multe idei în plan profesional, sunt foarte fertili în acest moment. De aceea ar fi bine mâine, să-și ordoneze și le pună pe foaie, să se consulte, să ceară sfatul, pentru că altfel nu mai înțeleg nici ei nimic și nici altcineva. Iar pentru pești, momentul este grozav în plan sentimental, planuri foarte mari legate de familie și de copii sau de diverse proiecte la care țin foarte mult și ar fi păcat să nu se ocupe de lucrul acesta acum. Mulțumesc mult, Ameliană!